Salutare, prieteni din studioul din București al Corum TV. Sunt Boris Nicolof și urmăriți Discuția Zilei. Discuția Zilei în care continuăm seria de emisiuni cu domnul Silviu Predoiu, președintele Partidului Liga Acțiunii Naționale. Bună seara, mă bucur să vă reîntâlnesc. Bună seara. Bine ați revenit și astăzi abordăm subiecte de politică externă. Politica externă, politica guvernului a unui stat, guvernului unui stat suveran în relațiile cu alte state și cu organizații internaționale. Am să aduc în discuție o vorbă a lui Carol I, care atunci când primea un ministru și urma să-l desemneze, avea două cerințe. La educație să fie Spiru Haret, iar la externe să fie un absolvent de Sorbona, pentru că acolo este prestigiul țării. Iată care era importanța majoră a externelor. La momentul actual, România face parte din două structuri internaționale foarte solide, NATO și Uniunea Europeană. Și aici vreau să aduc în discuție, să reamintim ceva din emisiunea trecută și am rămas dator spectatorilor noștri, faptul că ne apără NATO. N-avem nevoie de armată. Da. Nu mai țin minte atunci cum am formulat-o, dar cred că am rămas cumva în suspensie, pentru că ideea este, e un slogan pe care îl folosesc politicienii ca să justifice lipsa de interes pentru legile securității, pentru structurile de informații. Dom'le, ne apără NATO. Din păcate, un slogan preluat și de o parte a mass-mediei, ne apără NATO. Uitând, domnule Nicolof, că NATO este și România. Că NATO înseamnă militarul român, că atunci când vorbim de militarul NATO, militar NATO este și militarul român. Vecinul dumneavoastră de la parter, subofițerul, este militar NATO. Vecinul meu, domnul capitan Păpalier, e capitan NATO. Noi facem, atunci când suntem întrebați, spunem câți militari NATO stă în România? Păi sunt 5.000, sunt niște americani la Cogăliceanu, niște italieni nu știu unde, niște... Nu, domne, în România sunt 70.000 de militari NATO români plus 5.000 străini. Dacă se întâmplă ceva, România e apărată de cei 70.000 de militari NATO români. De asta este greșit. Câteodată politician român, că vorbim de politică externă, îți dă impresia că a externalizat serviciile de politică externă și de securitate națională. La securitate națională ne apără NATO, ceva de genul cum am eu contract cu o firmă de pază la sediul meu. Nu este așa. Iar la politică externă nu avem nevoie să ne forțăm prea tare, de-aia nu mai e nevoie de absolvenți de Sorbona, pentru că oricum politica externă ne-o face UE. Nu, politica externă a UE este politica acelor țări care au curajul să facă politică externă. Germania, Franța, Ungaria, Polonia, care nu se sfiesc să-și promoveze pozițiile. Iar noi, când suntem de acord cu ce spune Bruxelles, suntem de acord cu ce spun ei, pentru că noi nu avem nicio poziție. Deci despre asta e vorba. Asta vroiam să spun apropo de externalizarea securității și a politicii externe. Da, suntem NATO, dar NATO nu vine să ne facă legile. Noi trebuie să ne facem legile securității, noi trebuie să ne apărăm, noi trebuie să ne respectăm militarii, pentru că ei sunt militari NATO. Și sunt militari NATO nu numai când sunt în Kosovo sau Afganistan sau mai știu eu unde, în misiuni externe. Sunt militari NATO și când sunt în România. Și dacă vorbim cu respect despre armate și despre militarii NATO, trebuie să începem cu ai noștri. Pentru că ei vor fi primii care ne vor apăra. Să nu le reproșăm că n-au fost în război, pentru că oamenii ăștia se pregătesc în fiecare zi să lupte într-un război dacă va fi cazul. Mie mi-a plăcut foarte mult ce a spus ministrul apărării din Polonia la un moment dat, când a spus Polonia vrea să aibă până în 2030 cea mai mare armată terestră din Europa, astfel încât să nu mai fie nevoită să lupte niciun război. Deci vrea cea mai mare armată terestră ca să nu mai lupte niciun război. Iar noi toți spunem, dar în ce război ați luptat voi? În loc să fim bucuroși că nu e nevoie. Că suntem pregătiți să facem față unei griji, dar nu avem nevoie. Pentru că știm să prevenim. Da. Când vorbim de politica externă, exact asta voiam să spun. Cum ați caracterizat? Ați fost într-o poziție care v-a permis, v-a obligat, mai bine zis, să aveți o viziune de ansamblu asupra exteriorului țării noastre. Știi? Cum ați caracterizat politica externă a României la momentul actual? Inexistentă. Politica externă, când vorbim despre politică externă, punctul de plecare întotdeauna este înțelegerea ce înseamnă politica externă. Politica externă nu este un scop în sine pentru un stat. Politica externă este o prelungire a unei politici interne. Este o prelungire. Politica externă are ca obiectiv consolidarea și sprijinirea obiectivelor de politică externă, de politică internă în exterior. Care sunt obiectivele de politică internă? Bunăstare economică, siguranța cetățeanului, securitatea energetică, apărarea ordinii de drept. Și toate aceste elemente pentru care muncim în intern trebuie susținute și pentru o politică externă deșteaptă. Țineți minte, Titulescu a spus: dați-mi o politică internă coerentă și o să vă construiesc o politică externă foarte eficientă. Dacă n-ai politică internă, că asta a vrut să zică, și n-ai ce să promovezi, atunci promovezi aiurea pozițiile altora. Și asta facem noi. M-ați întrebat de politică externă, ce părere am. Hai să vedem ce ne definește, măcar în ultima vreme, la politică externă. Ne definește marele succes cu Schengen, pe care l-am sărbătorit cu o săptămână înainte să fim refuzați. Și după aceea am auzit 1000 de explicații de la ambasador, de la secretar de stat, de la miniștri, de ce n-am putut să prevedem, n-am știut, noi am sărbătorit, Ciolacu se autofelicita, se felicita Nicu cu Marcel, se lăudau unul pe altul ce treabă bună au făcut, ca după aia să ne explice ce răi sunt austriecii. E un succes al politicii externe. Un alt succes al politicii externe este, reprezintă turneele prezidențiale în tot felul de spații pentru dezvoltarea relațiilor economice. Așa a fost declarat. Deplasarea în America de Sud pentru promovarea relațiilor economice cu statele vizitate. A trecut un an și ceva. Ați auzit de vreun rezultat al vizitelor respective în plan economic? Vizitele din Africa. Ne-am dus ca să promovăm cu președintele relații economice în state în care nu avem ambasadă. Adică am reușit niște performanțe care au uimit în planul politicii externe. Am avut o performanță excepțională cu președintele, pentru că nu el s-a făcut de râs în planul politicii externe. România i-a susținut candidatura. Atunci când propui cumva candidatura la șefia NATO, deci nu la un SRL, e de presupus că s-a făcut o evaluare la nivel de politică externă, s-a făcut un inventar al argumentelor pro și contra, s-a făcut o evaluare serioasă a potențialelor puncte de sprijin. Nu s-a gândit cineva, donez un sistem Patriot și o să fiu secretar general NATO. Nu, te gândești că a fost, am avut un mare succes cu NATO. Metaphorically speaking, da. Am avut acum o săptămână și un pic numirea comisarului european din partea României. Eu nu comentez, nu intru în dezbaterea cu dacă a fost bun sau rău ce a primit reprezentantul României, doamna Mânzatu, portofoliu. Că am văzut că se ceartă destul cu argumente și a trecut o săptămână, tot nu s-a oprit. PNL-ul spune că e prea puțin, PSD-ul spune că e prea mult. Eu vă spun altceva. Ce ne-a promis domnul Ciolacu că aduce de la Bruxelles? Portofoliu economic. Portofoliu economic, și are cel mai bun candidat pe domnul Negrescu. A plecat să cumpere carne și s-a întors cu mere în sacoșă. Și acum ne convinge că merele sunt carne. E aproape cum e carne. Luați și mâncați, că e același lucru. Domne, este un insucces. Și dacă nu vrei să înveți din el, să ți-l asumi ca să înveți, îl vei repeta și îl vom repeta. Asta înseamnă ce a făcut politica externă până acum. Noi avem o politică externă care a excelat în submisivitate. A excelat în susținerea necondiționată a poziției celor pe care politicienii noștri îi percep ca puternici. Ori, raportat la ei și la pregătirea lor, toți ceilalți sunt puternici. Au susținut orice poziție în afară de poziția noastră. Politica externă românească are nevoie, indiscutabil, de continuitate și predictibilitate, dar continuitate și predictibilitate nu în submisivitate incoerentă, ilogică, ci continuitate și predictibilitate raportat la valorile pe care dorim să le promovăm. Suntem membri NATO, suntem membri UE, vrem ca aceste organisme să fie puternice, pentru că puterea lor este și puterea noastră. Dar în același timp trebuie să stăm nicio clipă de viza UE, uniți în diversitate. Asta nu înseamnă că trebuie să ne pierdem identitatea prin apartenența la UE, spre exemplu. Trebuie să ne apărăm identitatea, pentru că în felul ăsta aducem valoare adăugată Uniunii Europene. Nu în încercarea de a fi ca toți ceilalți sau de a fi total absent. Nu vreau să duc discuția neapărat într-o zonă politică, dar e inevitabil când vorbim de politică externă. Dom'le, când avem politică externă, țara condusă de un premier care ne anunță că a început să facă meditații la economie și la politică externă, aveți dreptate. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vă le frecați ochii și nu vă vine să credeți. Deci, ce rezultate de politică externă poți să aștepți de la cineva care s-a apucat acum, când își termină aproape mandatul de premier sau vrea ca să fie președinte, să facă meditații la engleză și economie? Cine l-a oprit să facă când a fost ales senator acum 1000 de ani? Și vorba aia, cine l-a oprit, economia țării? Cine l-a oprit să facă atunci când a fost președintele Camerei Deputaților? Cine l-a oprit să facă atunci când a fost vicepremierul Dragnea, ca să-i păzească pe premierii numiți accidental? Nu putem să vorbim, pentru că ei conduc. Asta este problema. Și asta mi-aduce aminte, ce a spus mi-a adus aminte de un cuvânt foarte interesant spus de dumneavoastră. Insignifianță. Deci în materie de politică externă, România a ajuns în insignifianță. Și nu are cum să nu ajungă, pentru că, haideți să vă dau un exemplu, documentându-mă, din 1990 am avut 24 de miniștri de externe. De unde-i vorba să fie continuitate? Și foarte puțin rezistând pe funcții mai mult de 2 ani. Și aduc în discuție domnul Meleșcanu, fost șef la SIE, domnul Geoană, contracandidatul dumneavoastră, și domnul, surpriză, Bogdan Aurescu, 2 + 4 ani. În ultimii 10 ani, deci pe mandatul actualului președinte, 6 ani a fost domnul Aurescu. 2 + 4, cum spuneam. În rest, am avut alți 6 miniștri de externe. Cum poți să ai continuitate? Nu ai și nu avem, nu neapărat continuitate, dar inclusiv pentru un mandat de ministru n-am avut continuitate de la un an la altul, pentru că, cel puțin în cazul domnului Aurescu, îmi pare rău, dumnealui e un tehnician bun și o persoană pe care, ca individ, o respect, ca nivel de pregătire intelectual. A intrat într-o, apropo de submisivitate, o submisivitate necondiționată în raport cu șeful statului, care teoretic are o serie de atribuțiuni în planul, spun teoretic pentru că de fapt n-a făcut decât turism ca președinte, și a anulat practic politica externă. Deci noi ne-am ocupat, Ministerul de Externe astăzi, și n-aveau voie să-l duc acolo, a devenit mult mai popular prin activitatea direcției consulare. Adică ne anunță care e regimul vizelor, ne anunță când e furtună, ne anunță care puncte de frontieră sunt mai aglomerate și care sunt mai libere, ne spune în ce spații să plecăm sau nu pentru că e criminalitate sau... Nu, ăsta e rolul Ministerului de Externe. Ministerul de Externe are cu totul la rol, vorbeam despre obiectivele majore de politică externă care sunt reprezentate de promovarea obiectivelor de politică internă. Avem relația cu SUA, trebuie să capitalizăm pe această relație, trebuie continuată și dezvoltată, dar relația cu SUA nu trebuie contrapusă dezvoltării relațiilor cu celelalte state care aspiră la statutul de puteri globale în perspectiva lumii multipolare spre care ne îndreptăm indiscutabil. Nu putem să ignorăm statele BRICS, nu putem să ignorăm statele din Asia, nu putem să ignorăm sudul global, unde sunt resursele energetice, unde e populația numeroasă. Nu putem să spunem, noi avem relații cu Statele Unite și nu ne mai trebuie, și dacă Statele Unite spun că nu e bine cu China, noi nu suntem de acord. ne luăm după UE, nu-i bine cu China, dar în timp ce ne spune nouă că nu-i bine, Macron se întâlnește cu președintele Xi, adică exact atunci. Da. Pentru că fiecare are interesele lui. Noi nu avem interese, noi căutăm să ne regăsim în interesele altora, ceea ce este greșit. Uitați-vă, vorbeam mai devreme de Titulescu, de Carol. Uitați-vă la România în contextul balcanic din acei ani și uitați-vă la România de astăzi. România de astăzi este, știți, când spun asta mă amuză că lumea se uită și ca și cum ar afla atunci. Așa este, e cel mai mare stat balcanic, ca suprafață și ca populație. Este cel mai mare, mai mare decât Grecia, care e al doilea și indiscutabil mult mai mare decât ceilalți în jocul. Asta înseamnă deja un atu. România ar trebui să fie un integrator și să coaguleze inițiative, idei, să pronunțe pe probleme. România are tot dreptul să aspire la statutul de lider regional. Faptul că ai dreptul să aspiri nu-ți dă și statutul, pentru el trebuie să mai și muncești. Trebuie să ai niște oameni care să nu ia meditații la 50 de ani de economie și de politică și de limbi străine. Pentru că asemenea oameni fac numiri insignifiante, pentru că se tem să nu fie amenințați de oameni deștepți cu Sorbona, să spunem, și vor căuta niște oameni pe care se poată să-i domine. Și atunci n-ai cum să aspiri la statutul de lider regional. Vorbind de politică externă, mai este un element aici. Uităm rolul diplomației economice, aproape că îl ignorăm. Vorbeam mai devreme, am atins așa tangențial și n-am de gând să revin decât ca exemplu la vizitele prezidențiale care au fost în America, în Africa, America de Sud, anunțate ca având drept justificare relansarea relațiilor economice. Ce relații economice relansezi dacă nu te-ai dus cu niciun om de afaceri? Exact. Cancelarul german a fost în America de Sud la foarte scurt timp după președintele nostru. Lăsăm deoparte că președintele nostru s-a dus și a stat 10 zile în America de Sud. Scholz a fost în acelea state în 3 zile. O zi, o zi, o zi. S-a dus cu 40 de oameni de afaceri grei, CEO, patron de firme grele. Pentru că te duci să faci ceva, nu să te plimbi, nu să vizitezi pe viceprimarul din Rio. Iarăși o acțiune avizată de diplomația română. Diplomația economică este o componentă esențială. Diplomația economică este acea parte a politicii externe, a diplomației, care se asigură de conformitatea activității politice în exterior cu obiectivul de promovare a bunăstării economice, cu promovarea intereselor operatorilor economici români, privat sau de stat. Ce face? Deci președintele s-a dus în Brazilia, nu el e problema, problema din punctul meu de vedere este aparatul politic care acceptă o asemenea abordare pasivă. S-a dus în Brazilia ca să relanseze afacerile. Uitați-vă pe site-ul ambasadei. Biroul atașatului economic e închis de 2 ani de zile. Cine decontează banii pentru deplasare? Uitați-vă pe site-ul ambasadei de la Paris, că e o ambasadă grea. La biroul atașatului economic, ultimile târguri și expoziții care sunt menționate acolo sunt în 2019. Sunt ultimile postări din 2016. Asta înseamnă promovarea intereselor operatorului economic român? Hai să ne gândim serios, poate că diplomația economică trebuie să treacă la o altă etapă. Trebuie transferată către Camera de Comerț și statul să-și păstreze rolul de consilier, de sprijin. Trebuie să găsim o formă legală în care ambasadele să se poată implica fără teama de acuze în promovarea operatorilor economici români în spațiu. Ați văzut de atâtea ori la televizor, ambasadorul olandez a venit împreună cu președintele firmei Damen la premier, la ministru, sau ambasadorul francez împreună cu președintele grupului Renault au făcut o vizită. Da. Hai să vedem de câte ori au fost un ambasador român împreună cu un operator privat român să-l ducă la un președinte sau la un premier sau la... Pentru că e o zonă de confuzie. E o zonă de confuzie care ridică întrebări majore asupra capacității de discernământ a celor care operează politica externă română în momentul de față. În ceea ce privește politica externă, mă ghidez după un principiu că mi-e mai aproape maiul decât cămașa. Corect. Cum sunt relațiile? Cum ați caracteriza relațiile României cu vecinii noștri? Mai puțin Marea Neagră. În momentul de față, mi se pare că singura preocupare în plan regional a României, în planul politicii externe, o reprezintă Ucraina. Ceea ce mi se pare îngrijorător, este necesar să ai o atenție sporită, dar asta nu înseamnă că trebuie să ignori relațiile cu ceilalți vecini. Mai ales că, repet, România ar fi îndreptățită la un statut de lider regional. Avem niște mecanisme regionale pe care le ignorăm, care ar trebui să funcționeze, de la OCEM, Organizația Cooperării la Marea Neagră, la SECP, Europa de Sud și Est Europeană, mecanismul de cooperare, unde ar trebui să fim prezenți tot timpul, să convocăm noi, să lansăm subiecte în dezbatere. Nu știu ce să caracterizăm relațiile României cu Bulgaria. Urmăriți dumneavoastră, nu se întâmplă nimic, n-avem. Ba dimpotrivă, îi folosită Bulgaria ca exemplu de așa nu, că am văzut ieri altele, domnul Ciolacu, dacă nu facem o să fim ca Bulgaria. Adică cum ca în Bulgaria? E bine? E rău? Nu știu. Totuși avem un proiect, un conduct și o autostradă de la Tesalonic până la... Vucic e câh pentru că e prieten cu Ghiță. Nu știu, avem ceva de rezolvat, vrem să facem ceva. Ungaria, pentru că Orban nu prea ne place, că are poziții, că supără Bruxelles-ul, nu trebuie să ne confunde cineva cu el. Nu ne-am hotărât ce facem, dar nu numai cu vecinii, în general în Balcani noi nu știm ce facem. Noi nu știm ce vrem de la UE, de la Bruxelles. Noi confundăm Bruxelles-ul, Uniunea Europeană, cu nucleul acela de funcționari internaționali, ori nu ei sunt Uniunea Europeană. Acei funcționari europeni care sunt focalizați exclusiv pe supranormare și suprareglementare, pentru că astea le asigură perpetuarea pe funcții până la obținerea pensiei, ce să vezi, speciale, dar pe aia nu o contestă nimeni. Ei n-au treabă, ei sunt aproape apatrizi, nu pot servești, sunt interesele lor acolo, nucleul de funcționari al Uniunii Europene, și toți care intră acolo, și știu ce spun, visează să ajungă cândva să fie permanentizați în Uniune ca să obțină pensia aia bună. Nu, domne, UE nu este acel nucleu de funcționari. UE este Franța, este Germania, este Spania, în aceeași măsură în care este și România. Doar că noi trebuie să înțelegem că și noi suntem UE, așa cum noi suntem și NATO, noi suntem și UE. Și nicio decizie UE nu se poate lua dacă nu suntem și noi de acord. Și trebuie să știm ce facem. Dar dacă noi plecăm la Bruxelles cu declarația vom obține un portofoliu economic și îl avem comisar pe Victor Negrescu, cea mai bună opțiune, și venim cu am luat portofoliu de pregătire și un fel de educație și protecție socială, așa, de genul ăsta. Și o doamnă, n-am făcut nimic. O doamnă care este școlită, a făcut Harvardul României, Spiru Haret. Foarte bine, foarte bine. Până la urmă, problema e a politicii externe românești, politica de partid e o altă năzbâtie care influențează și care a afectat serios diplomația, pentru că poate odată putem să vorbim politică externă, trebuie făcută de diplomați. Da. Noi am avut o școală diplomatică bună, am avut, și nu înseamnă acum 1000 de ani, până acum câțiva ani Ministerul de Externe era un organism viu, activ, cu lume interesată, cu inițiative, cu preocupări. Începe să se închirozeze. Pentru că politicul nu cere, nu știe ce să ceară, inițiativele sunt suprimate, tot mai multe numiri politice pe poziții de ambasadori, se apropie un sfârșit de mandat pentru președinte, încep tot mai mulți consilieri să se regăsească ce să vezi în zona diplomatică, mai sunt și niște jurnaliști care au vorbit frumos de tine și care trebuie să fie recompensați și ei pe acolo și ne jucăm cu diplomația aducând-o cumva în derizoriu. De fapt, ce mare șmecherie e diplomația? De ce știa Carol când spunea că trebuie să ai Sorbona? Nu e, domne, poți să ai și Spiru Haret. Și apropo, care a fost cel mai longeviu ministru de externe, mi-am adus aminte și am uitat să spun, Ștefan Andrei. Și România avea politică externă atunci, chiar dacă era comunistă. Era vorba de țara noastră. Da, da. Asta e. Speram să fie bine, ca să nu fie rău. Mulțumesc, domnule Silviu Predoiu, președinte al Partidului Liga Acțiunii Naționale. Ne revedem. Sigur că începe campania electorală și ne bubuie ce ne auzi. Așa este. Dar chiar multe lucruri sunt interesante și sper și telespectatorii să înțeleagă. Nu numai să asculte. Vă mulțumesc. Cu respect, pe data viitoare, la revedere. Mulțumesc, seară bună. Și dragi prieteni, dragi români, nu uitați, fiți buni.